Drumarii au luat decizia să închidă drumul național 7CC, centura orașului Călimănești, pentru că exista pericolul să fie căderi masive de pietre de pe versanți. În această dimineață, angajații de la drumuri au curățat versanții și asfaltul. Șoferii au fost nevoiți să meargă pe o rută ocolitoare să traverseze orașul Călimănești pe drumul național 7. În jurul orei 15, circulația a fost reluată din nou pe centură, însă se circulă alternativ, iar traficul este dirijat cu ajutorul semafoarelor. În zonă, traficul a mai fost restricționat întreaga în săptămână de mai multe ori din cauza căderilor de pietre de pe versanți. Ulterior, circulația a fost reluată după ce drumul a fost eliberat. În timpul restricțiilor de trafic, în zonă s-au format coloane mari de mașini.